lungă perioadă, o lună, o lună și ceva. Am venit astăzi să vorbim un pic de cele întâmplate la club după promovare. Da? Am avut o scurtă vacanță de 10 zile, după care am început din nou treaba. Bucuroși, dornici de a reuși să transferăm jucătorii pe care ni-i dorim și cu care să obținem cât mai bune rezultate la nivelul ligii întâi. Ați văzut că au fost, putem spune, multe schimbări. Au plecat din cei cu care am reușit să promovăm și au venit momentan 8 jucători noi pe care trebuie să-i integrăm foarte repede în echipă. Am avut și o perioadă de cantonament în Austria, unde am jucat cu echipe bune de Liga 1. Au fost meciuri pe care eu le-am apreciat, în care ne-am creat multe situații de a marca. E adevărat că, din păcate, n-am reușit să dăm gol, dar la ceea ce am arătat, pe mine mă face să fiu optimist. În același timp, cred mult în jucătorii nou veniți, noi veniți și așteptăm cu nerăbdare prima etapă, care o știți și voi, o jucăm cu FCSB, vicecampioana României, o echipă cu calitate, jucători de la mijloc în sus care oricând pot face diferența, dar asta nu înseamnă că noi nu vom fi determinați să obținem un rezultat pozitiv. În rest, ne dorim să mai transferăm, este adevărat, încă 2-3 jucători, doar că, din câte ați văzut și voi și în presă a apărut, jucătorii străini cam greu vor să mai vină prin România. Știți și voi care e motivul. A fost și noi refuzați, este adevărat. Iar, din păcate, pe piața internă, soluțiile sunt cam limitate. Și cred eu că doar să aducem jucători de afară ne rămâne ca și ultima variantă. Chiar și cu legea aceasta pe care ministrul sportului vrea să o introducă, pentru că asta încurcă foarte multe echipe. Bine, nu e încă... Nu e cazul nostru, asta spun. Dar la Cluj nu e cazul, dar... Nu e cazul nostru. Adică noi, știți foarte bine, tot timpul am dorit foarte mult să promovez jucătorii români, dar, din păcate, vedeți, neavând soluții, fiind poate în anumite momente foarte scumpi, poate mai scumpi decât cei de afară, toată lumea, vedeți, la un moment dat au preferat să aducă acești jucători, dar, prin această lege, lucrurile se schimbă și cred că toată lumea se va orienta pe viitor la jucătorii români. Cum vi se pare această lege și cum vi se pare că vine la un timp atât de scurt înaintea startului noului sezon? Să știți că și cât am jucat în Rusia, la fel era o lege prin care în teren aveai voie să joci cu maxim 4 jucători străini. Și mi se pare un lucru normal, prin care se încearcă protejarea jucătorilor din țara respectivă și a li se da mai multe șanse, să nu ajungem la momentul în care, ok, vrem să facem performanțe, dar numai cu jucători străini. Ceea ce, după aceea, afectează și echipa națională, nu? La un moment dat, cum vedem că e și cazul echipei naționale a României. Și, din punctul meu de vedere, chiar eu sunt de acord cu această lege, doar că, după cum spuneai, nu e normal să nu pregătești o asemenea situație cu 4, 5, 6 luni înainte. Că să înceapă campionatul în 2 săptămâni și tu să spui, lumea și-a făcut, cred, majoritatea echipelor transferuri și-au adus jucători din afară și acum se trezesc că nu mai au voie să-i folosească. Dar ce pot să spun, că noi nu suntem în această situație și eu mă repet, sunt de acord cu ea, doar că trebuie pusă pe tavă cu mult timp înainte. Credeți, asta presupune și investiții poate mai mari la capitolul
juniori, copii, credeți că România poate în acest moment să susțină și sportul la copii, la junior? Nu vreau să fiu rătăcios, dar în România investim în copii și juniori de zeci de ani. Totul se mișcă destul de greu. Am avut și excepții, nu? Jucători care i-am transferat în campionate sau la echipe puternice, nu neapărat poate cele mai tari campionate. Aici, dacă e să luăm, poate putem lua exemplu pe Moruțanu, care a fost la Ucluj. A jucat, ați văzut, la un nivel foarte bun în România, la Steaua, la FCSB, dar adaptarea a fost mult mai complicată în Turcia. Atunci, vedeți, aici jucătorul român tot timpul, în ultima perioadă, are o mare problemă. Să se adapteze în campionatele din exterior. Și ce am observat și eu, și știți foarte bine, am vorbit și în iarnă, după cantonamentul din Turcia, în care am întâlnit echipe din Polonia, din, eu știu, Danemarca. Fotbalul în ultimul timp a devenit foarte fizic. Și dacă noi nu vom reuși să creștem nivelul din punct de vedere fizic, să fim la fel de agresivi ca echipele, sau modul cum joacă echipele din afara țării, vom avea mai probleme în cupele europene și la echipa națională. Am văzut multe echipe care joacă foarte simplu, foarte corect, dar foarte agresiv. Și chiar nu se lasă să joace. Și atunci, pentru fotbalul nostru din România, dacă nu reușim să ne adaptăm acestui fotbal, vom avea mari probleme. Că nu mai sunt vremurile în care iei mingea, driblezi 2-3, dai nu știu ce pas, e complicat. Când joci sub presiune, să știți că fotbalul se complică. Am auzit și varianta că, mă rog, multă lume se teme de faptul că odată cu această lege crește prețul jucătorilor români. Vor fi mai greu de ajuns. Jucătorilor români, cred că prețul lor tot timpul a fost destul de mare. Și aici vorbesc și de salarii. Să știți că de multe ori jucătorul român avea pretenții mult mai mari decât un jucător venit, e adevărat, poate, dintr-un campionat, nu știu, din Liga 3-a din Franța sau din Liga 4-a, dar care s-a integrat foarte bine în România. Și a jucat la Liga 1 și după aceea chiar a avut oferte să rămână în Liga 1 la o echipă de top 3, top 4 echipe din România, nu? Primele 3-4 echipe. De aceea, vedeți că situația asta va fi cu siguranță posibilă, da? Și atunci fiecare, cred eu, va urmări să-și crească proprii jucători, să-i promoveze. De ce nu pe viitor să ajungă la o valoare în care să poată să-i vândă mai departe în campionatele externe? V-ați fi dorit un alt start de campionat sau vi se pare oportun să întâlniți acum echipe cu pretenții? Da, știți foarte bine care sunt sorții, mie îmi convin. Adică niciodată n-am avut o problemă pe această situație de tragere. Sunt, e adevărat că jucăm în primele trei etape cu echipele de play-off de anul trecut, dar, am spus, sunt încrezător în jucătorii mei, în potențialul lor, în dorința lor de afirmare că putem scoate rezultate pozitive. O problemă că vor fi în deplasare toate aceste meciuri în startul campionatului, pentru că nu știm că nu se poate juca pe bine. M-am plâns anul trecut să fac să vin acum să zic, mă, ce problemă, să ne vedem în etapa 6-a pe Cluj Arena. Dar stați o secundă, că e Antold, cum va arăta gazonul după Antold. Poate ne vom vedea etapa 8-a. Nu se știe, adică... Asta zic, ține un pic de dumneavoastră, veți lua decizia în funcție de starea gazonului? Da, așteptăm momentul respectiv. Până atunci avem de jucat 5 etape. E adevărat, poate în deplasare, dar știm situația din Cluj. A fost la fel, am jucat la Bistrița anul trecut câteva jocuri. E adevărat că atunci am reușit să le câștigăm pe toate. Și acum trebuie să facem la fel. E un meci special săptămâna viitoare? Pentru mine asta. Pentru mine? Care să fi fost special? La Liga 2 sau la Liga 1? Meciul de asemenea viitoare, că e cu ceva... Ai înțeles. Da, da, nu, de asta. Care e mai special? Că nu știu. Nu știu. Din punctul meu de vedere, nu știu care e mai special. Da. Nu, e un joc, respectăm adversarul, vicecampioana României, după cum spuneam, echipă foarte bună, echipă cu jucători foarte tehnici, o
concentrat și încercăm să jucăm și noi stilul care ne-a, prin care am reușit până la urmă să promovăm cu o echipă de Liga 1, nu? Dinamo. Și am ajuns aici, de ce să nu putem juca cu o echipă de Liga 1 la același nivel. E special pentru că va fi primul meci ca antrenor în Liga 1? Asta da, va trebui să iau, știi cum se zice la română, să iau o pietricică în gură și... Dar nu e cazul, v-am zis. Pentru mine, ca antrenez la Liga 3, Liga 2, Liga 1, e același lucru, eu nu pot să mă schimb. Sunt același antrenor, preocupat, îmi doresc să-mi organizez foarte bine echipa. E adevărat, poate e un început, dar chiar n-am nicio emoție, eu sunt motivat. Pot spune că și cu Dinamo, eu deja mă simțeam la Liga 1, jucând cu ei acel baraj, deci n-am niciun fel de emoție. Ce e important, jucătorii să nu aibă, eu știu, trag sau vreo emoție pe jocul cu FCSB. Nu, va trebui să jucăm cu toate echipele și să fim foarte puternici. Pe ce posturi, dacă puteți să ne spuneți, mai așteptați întăriri și dacă vor mai bine întăriri și la capitolul conducere în organigramă a Universității Cluj, după pe care a lui Andrei Cordo? În general, din punctul meu de vedere, organigramele sau organigrama unui club nu trebuie să fie foarte stufoasă. Fotbalul e destul de simplu. Și e important să existe înțelegere, da? Și în același timp, cu cât sunt mai puțini oameni, cu atât lucrurile sunt mai simple. Cu cât sunt mai mulți, lucrurile se complică. Asta cred eu. Iar în ceea ce privește jucători, toată lumea știe și a văzut, toată România, cred că caută ce? Atacăm. Și noi acum ne înțelesesem cât de cât cu doi atacanți, unul din Polonia, unul din Spania. Dar când a fost să ajungem la semnarea contractului, că știi că așa, că România, salarii neplătite, situații și situații. Pasă. Dar continuăm să găsim alte soluții. Dar mergeți tot pe aceeași rețetă, nu? Adică un plafon salarial, nu sunt salarii exagerate la da, noi. Acest lucru vă dați seama că nu sunt eu responsabil pentru latura financiară, mm-hmm. Dar... și cheltuielile au crescut odată cu... Corect. Președintele a făcut bugetul clubului, suntem în regulă și ne permitem să mai aducem 3-4 jucători. Nu niciun fel de probleme. Apropo de transferuri, să ne mai așteptăm la un schimb așa de jucători cu ce vreți? Schimb... Adică transfer. Schimb mai greu. Schimb. Transfer. Și transferul, vedeți, al Chirciu, el de fapt îi expiră contractul. Transfer, nu putem transfer. Spune că el mai aparține de CFR, el vara viitoare devine jucător liber, până atunci este jucătorul nostru. Îmi doresc să aibă evoluție mai bine și să rămână la Universitatea Cluj. În rest, nu cred că vor fi alte schimburi. Adică, până în momentul de față, n-ai existat niciun fel de discuție. Dar, după cum spuneam, vedeți, e limitată piața și nu prea... N-ai de unde să aduci jucători. Adică... Referitor la transferul lui Chipciu, unii suporteri au un semn de întrebare pentru că nu are drept de joc împotriva CFR-ului. Da, vedeți, și noi când am... nefiind implicată o sumă de bani și noi poate când cedăm anumiți de jucători la alte echipe, nu îi lăsăm să joace sau nu e normal să joace împotriva echipei care susține o parte din salariu. Și în același timp, nu vrem să existe discuții și comentarii. Păi tocmai de aia există discuții între suporteri că n-are drept de joc și aici e vorba de CFR, nu de altă echipă. Nu, eu vă spun cu ce... Deci, ce vreau să spun e că îmi referește Chipciu la meciul cu CFR și-ar da autogol. Ce se întâmplă? Vezi, Doamne, că nu știu ce situația a fost sau pe ce, știți cum e România, foarte sensibilă. Și chiar și eu prefer să nu joace, să nu există niciun fel de discuție. Sunt date 28 de jocuri în care are timp și avem până la urmă un lot care să ne permite să folosim și alt jucător. Simplu. Mă repet, și noi când dăm împrumut la alte echipe jucători, au un contract stipulat că nu au voie să joace împotriva echipei noastre.
dacă se întâmplă acest lucru, e o clauză prin care se plătește. E adevărat, dar dumneavoastră știți ce se întâmplă aici între UE și CFR. Suporterii sunt foarte sensibili la... Păi și atunci nu e mai bine că am evitat orice... Păi nu știu, că unii zic că tocmai aici e problema. Eu spun ce... Gigi Becali știe cel mai bine în trecut ce a pățit. Când a dat împrumut la alte echipe jucători și jucătorii respectiv au dat gol și a pierdut campionat. Nu? Dar ce să faci până la urmă? Pe tine te interesează să beneficiezi de cei mai buni jucători etapele care poate să joace. Nu? Chipciu cum s-a integrat la urmă? Foarte bine. Bănuiesc că nu mai e cazul la experiența lui de adaptat. Da. Nu, toți jucătorii s-au integrat, dar acest lucru trebuie să-l demonstreze cel mai important pe teren. Că așa, de integrat, de integrat tot, dar important e ce facem pe teren. Da, l-a simțit, de exemplu, pe Kipciu, că e un jucător care are nevoie de încredere, o încredere pe care poate nu a primit-o la fosta lui echipă? La o anumită deja experiență, încredere, bine. Încredere, sau nevoia aceea de a juca, de a juca permanent. Să ai jocuri în picioare, e problematic să vii la o echipă și poate în ultimile 6 luni să nu fi jucat foarte mult. Ai nevoie, e adevărat, poate nivelul jocului tău să fie la cel mai înalt nivel de o anumită perioadă, dar am încredere că toate aceste lucruri la toți jucătorii care au venit se vor întâmpla foarte repede. Eu sunt anumite stadioane care s-au construit special pentru forma și atunci discuția e închisă. Precum Petrol, nu? Stadion? Petrol? Rapid, nu? Concerte? Mai greu. Se încearcă și acolo, acum din ce am înțeles. Da? Se încearcă, dar pentru că probabil că nu există susținere. Exact, rentabilitatea. Rentabilitatea stadionului, cum reușesc să fie, că sunt cheltuieli și atunci trebuie undeva să vin echilibru. E păcat. Eu am zis tot timpul, aș prefera să avem un stadion în Cluj, poate, dedicat doar fotbalului. Nu foarte mare, 18.000, 20.000 de locuri, dar să fie dedicat, să fie aproape. Am văzut când am jucat în Ghencea, erau 1.500-2.000 de oameni și puneau o presiune, zici că erau 12.000. Așa, sonorizarea sau cum se auzea acustica era la cel mai înalt nivel, da? Vedeți, la noi aici, la Cluj, în multe momente sunt 20.000, dar parcă nu e chiar așa intensă. Fete se vezi jucat pe arena atunci? Da, în Grecia, da. Știu că s-a pus data, nu? Va fi? Da, deci pe arena națională. Da, în Grecia, știu, pe arena națională. Da, națională. Poftim? Pe națională. Alte întrebări?